varză dulce călită. Ingrediente: o varză dulce medie, 1 kg și jumătate aproximativ, 3 roșii decojite, o ceașcă de ulei, o ceașcă de apă, sare, piper boabe, 2 foi de dafin, o legătură de mărar spălat și tocat. Mod de preparare. Tocăm mărunt varza. Peste varza tocată adăugăm sare și o frământăm. Tăiem roșiile decojite în cubulețe. Pregătim aragazul și o cratiță, în care punem uleiul. Apoi adăugăm varza. Dacă nu are loc toată, când scade, adăugăm și varza rămasă. Călim timp de 5-6 minute. Adăugăm apa și roșiile, acoperim și fierbem la foc mic timp de 15 minute. Între timp, încălzim cuptorul. Adăugăm boabele de piper și foile de dafin și punem cratița în cuptorul încălzit pentru 15-20 de minute. Varza este gata atunci când este moale, așa că scoatem cratița din cuptor, punem mărarul tocat deasupra și servim. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru varză dulce călită. Poftă bună!